Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vă voi arăta cum se face defolierea, prima fază, mă refer la faza după plantat. Această defoliere este foarte importantă la tomate după plantat, la aproximativ 14 zile. Prin această defoliere se înțelege eliminarea frunzelor de la baza tulpinii, care au o tentă de galben-verzui. Haideți să vă arăt cum se face, practic. Iată, verificăm trunchiul plantei și tragem puțin în sus. În același timp va trebui să ținem de trunchi, să nu-l frângem, iată, și frunza se va rupe foarte ușor. Dacă găsim copili, vom rupe și copilii, iată, tragem în sus și se va rupe. Deci va trebui să rupem toate frunzele, aproximativ 3 rânduri de frunze. Până întâlnim frunzele de o culoare verde închis, frunzele sănătoase, pe acestea le vom lăsa. Și cam aceasta ar fi prima procedură la tomate. Iată, așa trebuie să arate. Am rupt un rând, două și al treilea pe partea aceasta, da? Roșia ar trebui să rămână așa. Ea își va face procesul de creștere foarte bine după această lucrare. Bineînțeles, puteți lega firul de roșii și așa mai departe. Cam acesta a fost filmul, sper că v-a fost de folos. Nu uitați să vă abonați la acest canal, să faceți o distribuire, să dați un like. La revedere!